Un bărbat de 70 de ani din Năvodare a fost găsit mort în apartamentul în care locuia împreună cu un amic. Autoritățile au fost alertate de un vecin îngrijorat că nu îl mai văzuse de foarte mult timp. La sosirea echipajelor, Isu, prietenul decedatului, a refuzat să deschidă ușa. Nu puteți intra, uitați buletinul. L-am luat. Bărbatul de 70 de ani locuia în apartamentul din Năvodari împreună cu un amic. Din cele declarate de vecini, cei doi bărbați consumau frecvent alcool și duceau o viață dezordonată. În apartament era o mizerie cruntă și un miros greu de suportat. De 3 săptămâni nu l-am văzut. Le avea cu băuturi. Le bea mereu, ăsta tânărul i-a ducea de băut, îl trimitea el, ăla bătrânul. Du-te și adu un vodcă, vodcă, vodcă. Ați avut probleme cu ei? Da, am avut probleme, a luat n-a la foc aici, în casă, mereu, dădea foc, seara. Mă certeam cu ei să nu-mi facă gălăgie noaptea. Amicul de pahar al decedatului dormea foarte liniștit în casă, lângă trupul neînsuflețit al acestuia. Când ați vorbit dumneavoastră cu el? Azi. Azi dimineață. Și eu dimineață, după aia am plecat, m-am dus teleleot în astea să văd de treburile mele. El era echipat ca să plece, să plece la unul papu care îi dădea băuturi pe crede. Întrebat de ce a refuzat accesul echipelor de intervenție, acesta s-a simțit acuzat. Acum, pe ce m-a acuzat pe mine? Sunt Jack Spintecătorul sau cum adică? Păi da, cum? Da, n-aveți concepții în creier? Nu a vrut să ne răspundă, nu a vorbit nimic decât cu cei de la poliție. Am bătut la ușă, am bătut și noi, am bătut și colegii de la poliție, nu a răspuns nimeni. Noi am presupus că nu era nimeni în casă și am recurs la deschiderea ușii. Din primele informații, moartea bărbatului nu a fost una violentă. După cum arată garsoniera, nu ce am văzut un mod de viață parazitar, nu sunt urme de violență în cadavru. Înțișor la gât, verighet în degete, nu inele. Trupul bătrânului a fost transportat la morgă pentru efectuarea necropsiei. Amicul său de pahar a fost condus la sediul poliției din Năvodari pentru audieri. Cercetările continuă.